Mergem mai departe, doamnelor și domnilor. O șoferiță în pragul comei alcoolice a provocat panică pe șoseaua dintre Baia Mare și Oradea. Femeia a lovit o mașină în timpul cursei nebune, dar nu s-a oprit. Când au reușit să o treagă pe dreapta, polițiștii au constatat că femeia abia se mai ținea pe picioare. În legătură telefonică directă în acest moment, colegul meu Vasile Dale cu toate explicațiile. Vasile, bună ziua! Bună ziua tuturor, dar într-adevăr au fost imagini incredibile surprinse de un maramureșan aflat în trafic pe drumul național 18 dintre Baia Mare și Oradea. Bărbatul a filmat un autoturist care șerpuia pur și simplu pe partea carosabilă când era pe marginea drumului, când trecea pe contrasens. A sunat, omul spune că a sunat de 3 ori la 112 pentru a anunța acest incident. Toată înregistrarea durează aproximativ 5 minute și se desfășoară pe mai mulți kilometri. Odată ajuns pe raza localității Biharia, femeia iese de pe șosea și lovește o mașină care era parcată pe un podeț. Nu se oprește aici, își continuă drumul încă aproximativ 2 km până când un echipaj al poliției a reușit să o oprească. Femeia a fost testată cu aparatul etilotest. Rezultatul înregistrat a fost de 1,24 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Imediat a fost dusă la spital pentru a fi prelevate probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Totodată, polițiștii au deschis un dosar penal pe numele femeii în vârstă de aproximativ 50 de ani pentru comiterea infracțiunilor de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice, dar și pentru provocarea unui accident rutier și părăsirea locului accidentului fără încuvințarea organelor de poliție. Vasile Dale, mulțumesc foarte mult!